De mâine, Petre Emanuel Neagu părăsește funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, post pe care îl va ocupa de luni Lucian Romașcanu, președinte al PSD Buzău. În cadrul unei conferințe de presă, Neagu a prezentat un bilanț al activității sale din ultimii 10 ani. Astfel, în județul Buzău s-au derulat importante investiții în infrastructură, în valoare totală de peste 600 de milioane de euro, dintre care 280 de milioane de euro fonduri europene. În primul rând, fără să supăr pe nimeni, simt, făcând parte din familia asta, CJ-ul, că vreau, nu vreau, cel puțin eu așa mă consider, am simțit nevoia să fim, dacă se poate spune așa, puțin mai vizibili în societate. Și cred eu că am reușit lucrul ăsta, pentru că la un moment dat CJ-ul era confundat cu o instituție care dă bani la niște primării, mai asfaltează, mai face. Nu, Consiliul Județean, ca și instituție, face parte, cum fac și celelalte instituții, din tot ce înseamnă și ce se întâmplă în cetate, în societate. Petre Emanuel Neagu este încrezător că noua conducere a instituției, în fruntea căreia se vor afla Lucian Romașcanu, președinte, Adrian Petre și Claudiu Damian, vicepreședinți, vor duce mai departe efortul depus în ultimii 10 ani pentru dezvoltarea județului. Aici se termină, dar o poveste, povestea continuă. Vă le urez succes celor care să vină începând de luni. Eu cred și am încredere că sunt oameni care vor continua proiectele, o să fie și alte proiecte și, bineînțeles, deci povestea merge mai departe. Iar eu, oriunde aș fi, măcar așa o dată pe zi ca la rugăciune dimineața, o să am un gând bun pentru colegii mei din Consiliu, pentru voi și pentru toți cetățenii. Tot astăzi, la finalul celor două mandate în fruntea Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu a ținut să le aducă mulțumiri pentru buna colaborare angajaților aparatului propriu, dar și a instituțiilor subordonate, consilieri județeni, presei buzoiene, dar nu în ultimul rând familiei sale. La alegerile parlamentare din data de 1 decembrie, Petre Emanuel Neagu va candida la Camera Deputaților pe un loc eligibil pe lista PSD Buzău.